Vă mai amintiți de măgărușul Pompa, cel pe care NCN l-a salvat și i-a oferit șansa la o viață nouă? Ei bine, după ce a ajuns la casă nouă, a primit un nume nou, Danky, și s-a acomodat cu noile condiții de trai, în viața sa a mai apărut ceva nou. De câteva zile, măgărușul are o prietenă. Am citit și am și vorbit cu alți prieteni iubitori de măgăruși, că lor le place foarte mult compania animalelor. Și atunci ne-am gândit să-i aducem o prietenă, o cheamă Roz, are 8 luni, și e foarte prietenoasă și iubitoare, și cu bucăței, cu pisicuțele și se bucură aici, alături de el. Reus a venit de la munte din Câmpeni. Stăpâna lui Danchi a văzut un anunț de vânzare, a luat legătura cu proprietarul lui Reus și în scurt timp a bătut palma cu cel care o vindea. Iar decizia femeii se pare că a fost cu totul pe placul lui Danchi. Danchi acum e foarte fericit. În primele două zile n-a știut unde se află și ce îi se întâmplă. Și-a dat seama că aici e iubit și îngrijit. Și acum mai fericit lângă roz și lângă noi. Danchi și Rose nu sunt singuri, au alături prieteni, căței și pisici. Împart totul, mai puțin mâncarea. Animaluțele care sunt preajma lor sunt foarte fericite. Li se pare puțin ciudat <gângă> să ai un prieten, prieteni așa de mari. Le mai fură din mere, porumb, dar sunt îs cu în general și sunt cu ei. Cu ajutorul voluntarilor, Monica Iorga a reușit să îngredească spațiul destinat celor doi măgăruși. Mai este însă de lucru la adăpostul lor.